Bună ziua, dragii mei! Ia uitați ce am pe masă. Sunt Arotela. Vă pregătesc 2 etalare pentru anul 2022. Între etalarea din februarie am făcut o mică pauză. Eu personal nu știu cum fac alții. Eu nu pot să fac etalare în continuu așa la industrie. Nu fac producție de etalări. Nu pot. Efectiv, nu pot. Poate mă implic prea mult. Nu mă interesează cum fac alții. Eu fac pauză după etalări. Și evident că între cele două etalări pentru Zodia Racului, ce puteam eu să fac mai bine, nu? Că tot vorbim de Zodia Racului, casă, confort, gătit, bucătărie vară. Evident, am ca și o prăjitură bună. Deci nu știu cum o face. Când vine să-i întreb cum a făcut prăjitura aia. Cu multe foi și o cremă, cred că au pus și miere, cred că au pus și ceva, nu e doar caramel, cred că e un pic nesp și cu un picuț de nucă. Nebunie! Da, trebuie să încerc să slăbesc dacă stau numai în prăjituri. Asta e. Vai, ce frumos peisaj. Ia uitați-vă un pic, relaxați-vă. Ia uitați ce frumos. Pentru voi, dedicație, da, pentru voi. Acest peisaj, da? În timp ce am amestecat cărțile, după cum vedeți, au sărit câteva. Cred că e un mesaj special pentru acest an. 2 de bâte a fost prima, apoi asul de cupe și apoi 8 de spade. Trebuie să alegeți. Dragii mei, ori stați stresați în cochilia voastră, vă coconiți atâta și nu vă mai transformați, pentru că de aici trebuie să se iasă un fluture. Un fluture frumos pe care l-am văzut în februarie, că se pregătește să iasă. Eu sper să iasă mai repede ca să se poate manifesta. Deci trebuie să alegeți, oricum. Ori stați așa, înfofoliți în gândurile voastre, în programele voastre mentale că nu poți sau că dacă nu mă iubești. În general, cam așa fac racii. Unii, poate răcușoarele mai mult, nu știu care. Deși știu că racii sunt combativi în general, dar probabil la capitolul dragoste n-au încredere. Aici este și preferă să trateze dragostea dintr-o perspectivă mai nepotrivită lor, să zicem, nepotrivită lor. Ea a trebuit să trateze racii, răcușoarele, a trebuit să trateze dragostea cu sufletul deschis. Pentru că au foarte multe de oferit și de primit. Și posibil că universul pentru unii dintre voi și-a întors privirea, da? Și a zis, ia să-i scot eu, măi, din energia asta toxică în care stau, se simt abandonați din cauza unui magician, tot țin la aceste gânduri, la stres, la manipulările pe care le-au trăit în preajma cuiva, prea stau în această energie negativă, da? 8 de spade, diavolul, regrete eterne, abandon, vai, pe mine nu mă iubește nimeni, bă, dar eu vă iubesc, măi, racilor, da? Și vă iubește și Dumnezeu. Ideea este că trebuie să alegeți. Asul de cupe. Dragoste față de voi, vindecare și vine și dragostea aceea. Super, super, super tare, adevărată. Picături de lumină în sufletul vostru. Asta va fi în momentul în care vă veți deschide. Da, vă veți deschide și veți alege. E o alegere activă, nu mentală, de gen 2 de spade. E o alegere activă în care luați băta și vă mobilizați. Adică am văzut asul de spade, da? La etalarea pentru februarie. Adică, totuși, sunt semne cardinale, măi. Adică, racii, când aleg, și intră în acțiune. Așadar, etalarea este mult special pentru cei cu soare în rac sau cu stelium. Acum rămâne de văzut dacă voi aveți plăcerea, e plăcerea voastră să ascultați dacă aveți lună, dar să ascultați din perspectivă emoțională. Și atunci completați mesajul de la soare cu cel de la lună, dar în principiu etalarea e pentru cei care chiar sunt dragi. Poate și ascendentul să se potrivească, pentru că ascendentul de multe ori manifestă mai bine zodia decât cel cu soare. Da, în fine, hai! Haide, Ela, haide, Hela. 2022, călătoria vieții voastre, înspre dragoste, înspre soare, soare răsare. Împăratul, ori deveniți voi împărați, domnilor, adică manifestați bărbatul divin din voi, Doamne ajută,
Am făcut o etalare despre bărbatul divin. Asta înseamnă să vă treziți din karmă și din ciclurile karmice în care vă tot învârtiți, da? Ca într-o eternă piruetă. Sau, doamnelor, trebuie să manifestați, să-l întâlniți pe Domnul visurilor voastre. Ia uite, 3 de cupe, întâlnire cu sufletul pereche. 3 de cupe. Asta e, cele două cupe fuzionează într-una mare. Ia să vedem. 2022, Doamne ajută, vrem și pentru raci, pentru căracii. Nu prea, nu știu, anul trecut nu am fost cine știe ce etală, din câte mi-aduc aminte. 8 de cupe. E bine, în ianuarie. Că e frig, e normal. Când e frig să vi se pară totul negru. Eu vă înțeleg din perspectiva asta. Eu aș vrea tot timpul căldură, dar nu se poate. Ianuarie. Februarie, Marele Preot. Imediat vă zic. Martie, luna, că tot e zodia peștilor, simțiți lucrurile altfel, vedem. În aprilie, lucrurile, vedem ce înseamnă această lume. Începeți un nou capitol. Poate că de Paști. Da, ar fi frumos. Nu știu exact când e Paștele. Aprilie, mai, dar evident că sunt etalare atât de generală încât vor fuziona la un moment dat, se vor întrepătrunde cărțile. Principiu cam ăsta ar fi o parte din călătoria pe care o manifestați în anul 2022. 2 de spade. Da. În mai, 2 de spade. Iunie, 0. Puișoriu, pui mic. Începeți, o luați de la 0. Încheiați un capitol și o luați de la 0, prin primăvară. După ce vă înfruntați fricile. Interesant ce mai simt eu. Ce era? Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Ia? Sunt cărțile mai mici. Da, mă, sunt 3 cărți. Hai, 3-6 vreau să zic. Hei, mai sunt și eu. Zgubi. În iulie, 2 de bâte pe care l-am văzut, iar 2 alegeri, dar alegeri practice. Ce să nu practice, active. August. Și ăsta? Ia stai un pic. 6, dragă. 6 de cupe. Păi da. 6. Apoi în septembrie steaua. Judecata în octombrie. Noiembrie turnul. Interesant. Cum vine turnul după 2 de spade sub. Interesant. Și 4 de monede în decembrie. O să și clarificăm. La capătul setului de cărți. Eu zic că e cazul să vă faceți curaj, putere, să vă transformați, să continuați transformarea asta, dragii mei, o manifestăm toată viața. Cei care au ales transformarea și creșterea, evident, să ieșiți din 4 de cupe, din regrete, din senzația aceea de eu sunt prea mic sau pentru mine nu există dragoste sau pe mine nu mă iubește nimeni sau am pierdut ocazia vieții că nu m-a iubit Xulescu, nu, sau Xuleasca. Nu, nu e. Probabil că de-aia și a fost pierdută ca să aveți parte de altă iubire sau de altă experiență. Ce vedem aici? Transformare intensă, transformare profundă, înspre, ce frumos, 10 de cupe, înspre, da? Înspre o mare bucurie care vă dă putere și vă dă putere să mergeți spre destinul vostru. Vă îndeamnă. Există cineva, cred că e cineva care vă susține, interesant. Există cineva lângă care vă simțiți foarte bine, care vă transformă sau vă veți simți, da? Pentru că, în general, puterea este un cuplu. O femeie cu un leu, da? Există un personaj care vă susține în această transformare, vă dă putere. Vă dă putere să alegeți corect, vă învață să alegeți corect și, să mai bine zis, vă inspiră, da? Și vă îndeamnă să vă căutați destinul, să mergeți mai departe, pe calea voastră, da? Nu să stați cu paharele goale în preajmă. Nu, la mine e ceașca plină cu cafea. Vă rog frumos, umpleți paharele alea cu ceva frumos. Hai să vedem. Deocamdată. Am zis. Ianuarie. Aveți impresia că e o mare munte în fața voastră, un mare obstacol, o mare greutate, dar
Vedeți, 8 înseamnă transformare. Trebuie să vă transformați felul în care gândiți și simțiți. Pentru că dincolo de acel munte, cât ar fi el de mare, voi dacă știți că acolo e cupa voastră, cupa vindecării voastre sau a iubirii față de voi, nu vi se pare normal să îndrăzniți? Cât ar fi de greu să-l urcați, să-l treceți, să-l depășiți și să lăsați în urmă 8 de cupe, decepțiile, neîmplinirile, iubirile, sau mai bine zis, inimile frânte? Sau de câte ori v-ați frânt voi inima într-o iubire, iar de câte ori? Și așa ați ajuns să nu mai credeți în iubire? Nu, e o transformare emoțională în ianuarie, care poate să vibreze mult timp. Poate a început mai demult și încă vibrează în ianuarie. Poate că v-a prins revelionul singur și atunci vă simțiți, da, într-un anume fel. Mai ales că au fost și izolări pe aici pe acolo, prin lume, dar lumea se mai zbate, lumea mai iese pe stradă și încearcă să transforme restricțiile care... Muntele acesta, încearcă să străbată muntele acesta la nivel personal și colectiv, știți? Acum, în februarie, Marele Preot. Interesant că este aici, în această imagine, corbul. Vă recomand Edgar Allan Poe. Să citiți corbul. E superbă poezia și în engleză și în română. E un trăsnet aici. Aveți parte de o revelație referitor la religie versus spirit. Sau educația pe care ați primit-o acasă versus creșterea voastră personală și spirituală. E o cheie pe care cineva eventual, un profesor, un om foarte educat, poate să fie profesor, să aibă acest job, profesor, bărbat, femeie, nu contează, dar în primul și în primul rând este profesorul vostru spiritual, vă dă cheia, cineva vă oferă cheia într-un fel sau altul. Posibil într-un mod creativ, ideea este că descoperiți accesul la o nouă dimensiune. Și acest trăsnet produce o separare în viața voastră, care probabil este mai degrabă o separare energetică, spirituală, de concept, care probabil se va manifesta undeva mai spre sfârșitul anului. Aici văd deja două trăsnete. În fine, în martie, această trezire spirituală, această invitație, poate să fie invitație undeva, nu musai practică, e o invitație subtilă a Universului prin cineva, să descoperiți lumina, da? Cheia este în lumină și este parcă încărcată energetic cu acest trăsnet. Depinde de voi, o luați, nu o luați, o folosiți, deschideți spațiile. Ideea este că aveți această opțiune și prin această opțiune vă puteți investiga fricile emoționale, fricile, să înțelegeți ce moșteniți de la mamă, apropo de familie și de mamă, ce ați moștenit. Și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Și odată ce le înțelegeți, că aici parcă ar fi un doi de bâte, odată ce le înțelegeți, alegeți, le separați ce e bun de ce e rău, parcă sunt cei doi stâlpi din Marea Preoteasă sau din Justiție, puteți să încheiați un nou capitol și să păstrați bunul. Și în momentul în care păstrați acel bun, acele lucruri bune pe care le înțelegeți despre emoțiile voastre, despre frici, despre abandon, despre boli genetice, despre obiceiuri de familie, despre multe, doamnelor, poate și chestiuni intime, pentru că de la mamă moștenim multe.
odată ce le înțelegeți, și eu vă sugerez să vă faceți timp să le înțelegeți, puteți să încheiați un capitol în care n-ați putut să manifestați multe lucruri din cauza fricilor. Bărbați, femei, nu contează. Am zis, păstrați ce e bun. Și eu, cu acel bun, interesant, parcă este o eclipsă de lună aici. Parcă ar fi o eclipsă de lună. Asta îmi spune că fricile nu mai sunt. Rămâne doar coroana de lumină. În această alegere, a rațiunii, acum vă folosiți rațiunea, nu mai folosiți emoțiile, dar le-ați înțeles. V-ați eliberat de frici. Este ca un ochi interesant, da? În ochi, ochiul lui Ra. Urmează alegeri de altă factură, rațională, să zicem. Blocați fricile. Am zis, blocați fricile și păstrați ce este bun. Ca să puteți să o luați de la 0, na, 0, na, 0, na, 0, ia uite, 0, 0, 0. Sunteți niște puișori în această lume, nouă lume. Dar cu răbdare veți prinde curaj. Există cineva care vă învață să zburați, vă învață să renașteți. Vă arată calea, steaua. Posibil interesant cum vine, 6 de cupe sub marele preot, un personaj, un suflet pereche, care vine din alte, aveți rădăcini, ce fiore am, aveți rădăcini adânci în alte vieți, multe vieți. Și acest braț sunteți voi împreună, am văzut și împăratul. Și avem aici doi brazi. Și încă unul care este trăznit. Este construcția veche. Dar cineva vă arată drumul. Vă dă cheia. Asta este. Vă rostește pentru că este într-o dispoziție către comunicare. Poate comunicarea cu cineva vă va ajuta să vă înțelegeți emoțiile, fricile. Să înțelegeți, sau nu doar să înțelegeți, să vă conectați și la intuiția voastră. Poate cu luna să vedeți în vis care este perechea voastră divină. Multe mesaje foarte interesante. Chiar dacă nu puteți vedea, pentru că visurile sunt cum sunt, măcar să depistați, să simțiți, să intuiți niște trăsături de caracter, ceva ca să-i puteți recunoaște, 6 de cupe, să-i puteți recunoaște când vă veți întâlni. Oricum, pe la jumatea anului, o luați de la zero într-o privință. Încheiați un capitol în primăvară. Încheiați un capitol, o lume chiar, nu un capitol, o lume. Și renașteți. E interesant, iau-te, renașterea chiar sub lume. Renașteți. Dar veți simți această renaștere, repet, mai înspre sfârșitul anului. Iau-te și steaua, măi ce frumos a așezat, steaua sub lună. Iar cineva vă inspiră. Marele preu și steaua, profesor, ghid, persoană predestinată vă inspiră. Noaptea muspicel, probabil aveți o comunicare nocturnă, veți simți telepatie altfel decât ați simțit-o până acum. Putem să avem telepatie cu multe persoane, dar cu anumite persoane este chiar specială. Am zis, o veți lua de la zero. Și veți, teoretic, așa ar trebui, o să și clarificăm, doi de bute, să faceți planuri practice, cum să manifestați eventual împăcarea cu acest profesor spiritual, poate să fie cu acest profesor spiritual, cu acest ghid, poate să fie împăcare pentru unii, în cazul în care aveți o perioadă în care trebuie să vă așezați viața pe alte planuri.
încheieri de capitole, alegeri, da, să o luați de la zero, da, și apoi vă întoarceți unii dintre voi la acest personaj ca să manifestați destinul. Pentru că atunci v-a fost, sau nu că neapărat atunci, în primăvară încă aveți niște lucruri de înțeles. Ca apoi în toamnă să se manifeste renașterea voastră și a destinului vostru. Veți înțelege unii parte din misiunea voastră. Și interesant, cu persoana voastră predestinată. Bărbatul divin, femeia divină. Doar că trebuie să alegeți corect. Și nu veți mai putea comenta pentru că cineva, repet, vă inspiră. Așadar, în fața lui Dumnezeu, orice alegeți, ați avut în preajmă oameni care v-au inspirat și v-au îndemnat. Nu puteți să ziceți că nu mi-a arătat nimeni calea. Nu, i s-a arătat. Nimeni nu poate să zică asta. O să vedem. Hai să clarificăm. Azi e sfârșitul anului, se termină printr-o mare revelație, să zicem. Interesant că turnul apare sub doi de spade, iar separare. Dar poate să fie o separare practică de cineva. Sau mai degrabă aș spune, ar putea să fie și renunțarea la un ego care s-a manifestat mult timp și care v-a stat în calea multor manifestări, ego-ul. Și rămâneți doar cu fundația, 4 de monede, pe care va trebui, interesant, 4 e fundație, da? Vedeți? Știți că pe aceeași fundație se construiește și biserica, da? Bazilica. Pe această fundație, interesant cum vine mesajul, fantastic, trebuie să construiți templul vostru, al vostru personal și al vostru cu sufletul vostru pereche. Wow, și chiar e sub zero. Fantastic ce sincronizări. Posibil că eu le dau niște interpretări, dar asta e. Ce vine prin mine, vine prin mine. Ce vine prin alții? Ascultați acolo. Vă rog frumos, cine are plăcerea să scrie această poveste pe câteva hărătice, frumos ar fi să mi-o transmită pe e-mail. Sunt niște povești de viață uimitoare pe care le-aș vrea, nu știu, scrise pe hârtie, dacă aveți această calitate, răbdare, dispoziție. Hai să clarificăm. 8 de cupe pentru răușoare și rați. Și n-ar mai trebui, dar hai totuși un 8 de cupe. Oh, vă eliberați de 3 de spade. Bravo! Felicitări! Da, sunteți decepționați, răniți, sufletul vostru este legat. De ce este legat? Pentru că vi s-au spus multe cuvinte nepotrivite. Ce este 10 de monede invers? Da, ca să aveți parte de 10 de monede, acum nu este, da? Nici n-are cum. Trebuie să fiți independenți, da? 8 de cupe, trebuie să munciți pentru independența voastră. Clar, simplu. Pentru unii această independență înseamnă separare de familie, pentru că avem și marele preot, da? Și înțelegerea unor chestiuni care țin de mamă. Pot să fie obiceiuri proaste, eu știu ce, să vă vindecați anul acesta de acele probleme care vin pe cale, pe filieră maternă, da? Aveți multe de făcut. La capătul setului de cărți, îndrăgostiții și Marea Preoteasă. Dragostea rămâne, da? Trebuie să alegeți între regrete, decepții, griji și creșterea și, cum să explic, dezvoltarea voastră spirituală, acceptarea intuiției pe care o aveți, mai ales prin această dragoste. E o dragoste care vă susține în creșterea voastră spirituală. Marea Preoteasă și Marele Preot. Poate să fie același profesor spiritual sau, pur și simplu, dragostea în sine. Că așa se întâmplă. Ne arată calea subtil. Dar ianuarie este pentru independență, recâștigarea sau găsiți calea către 9 de cupe și 9 de monede. Prin muncă, prin transformare, 2 de 8, da? Poate unii comunicați mai puțin sau deloc, pentru că sunt în această suferință, dar
Evident, va trebui să treceți peste. Măr de preot. Măr de preot. Lucrușoare. Alt trăsnet. Aici sunt multe trăsnete în aceste de cărți. Observ eu. O mare atracție. Fatală. Mare atracție. Interesant. Ambele au cât un trăsnet. Ambii. Posibil, vedeți voi unde sunteți. Poate că voi manifestați mai mult pasiunea, celălalt mai mult spiritualitatea. Poate este invers, unul mai mult spiritual, celălalt mai pasional, mai activ, mai dinamic. Da? Dar cinci este creativ. Interesant este că tot ce ține de bâte este creativ. Așadar, într-un fel sau altul, vă unește creativitatea. Creativitatea și... și ce? Și un fel de... am senzația că și unul și altul vă învățați pe celălalt. Și unul și altul aduceți trăsnete în viața celuilalt. Aduceți treziri de o anumită factură. La capătul setului de cărți, spânzuratul și regretele eterne. Da, aici este. Trebuie să ieșiți în această stare, să vedeți lucrurile din altă perspectivă, din perspectiva credinței, apropo. Iar este casa a 12-a necunoscutului a peștilor. Casa peștilor, nu vorbesc nimic despre zodia peștilor. Casa a 12-a. Care poate să fie în orice altă zodie. La voi ar putea să fie și în gemeni, da? Casa 12 pentru cei care au ascendent în rac. Ca să înțelegeți ce înseamnă casa 12. Dar în februarie. Da, cineva vă cheamă să vă ridicați din karmă. Mai simt nevoie de o carte. Mai dăm o carte pentru februarie. Pentru că mai simt un alt mesaj care ține de familie, de un soț sau de un tată. Faeton. Poate că aici este învățătura pe care o primiți unii sau ați primit-o. Cum să vă folosiți energia masculină într-un anume fel și va trebui să vă schimbați un pic. Faeton. Dar ia uite, să vă transformați. Să ieșiți din starea de abandon, de supărare și să manifestați acest brad, da? Această creștere. Sunteți puternici. Bărbați, femei, nu contează. Sunteți puternici. Dacă nu vă este frică. Dacă blocați frica, interesant. Dacă blocați frica, vedeți? Puteți să creșteți. Puteți să vă transformați. Aici este ascultați intuiția sau învățați de la cei care vă îndeamnă, vă trezesc. Da? Cineva trezește, cineva cuvântează interesant, cineva cuvântează și ceva se ridică. Poate să fie o comunicare creativă, plăcută, chiar dacă se spun adevăruri, plăcută. Vă trezește interesul și atracție, evident. Și cu faetonul, posibil, foarte posibil, veți alege să mergeți înspre stea. Dar evident că nu ajungeți imediat la stea. La stea se ajunge și în an de zile. Și o viață întreagă. Dar, probabil că, din când în când, se va mai arăta steaua în calea voastră. Hai să vedem în martie, aproximativ. Vedeți, aici este luna, intuiția, al treilea ochi. Luna. Clarificăm luna pentru locușor și locușoare. A trebuit să folosiți materiale purpurii. Eu iubesc purpuriul la maxim.
Luna. Luna. Arată un peru frumos pentru cei cu cane prin pădurea cu lui. Aici, mergeți mai departe, lăsați cupele astea goale, aici este alegerea. Vedeți că trebuie să treceți printr-un portal, ca la doi de băte, ca la doi de spade, sunt niște alegeri. Învingeți frica și treceți în acest portal. De o parte aveți regretele, depresia, unii chiar sunteți în depresie, chiar dacă nu vreți să recunoașteți, știu sigur că sunteți, da? Și acțiunea 8 de bâte. Mergeți până la soare, până la... Da, vă întâlniți cu acest trăsnet. Ce frumos! Da, i-am zis că sunt multe trăsnete, multe treziri. Un set de cărți care aduce trezirea, probabil. Aduce lumina. Mergeți către lumină. Nu stați în întuneric. Mergeți către lumină. Poate că este o decizie trăsnet. Va fi o decizie neașteptată. Să vă învingeți fricile. Nu uitați și mesajele anterioare, pentru că și acelea sunt importante. Aici posibil să fie și Lilith, luna neagră. Care vă ține pe loc. Dar aceste ori una ori alta. Comunicarea cu cineva, iar o comunicare secretă vă scoate din depresie, vă îndeamnă la acțiune, vă inspiră înspre drumul vostru, dar degeaba comunicați, probabil se continuă comunicarea dacă nu intrați în acțiune. Ia uite ce frumos, regina de cupe, măi, și mai, și regina de bâte, adică și frumoasă și pasională. Interesant că aveți aici un rege de bâte. Ar putea să fie aceeași persoană sau să vă simțiți voi, sau să simțiți că e persoana de care aveți nevoie, care vă echilibrează, care manifestă și înțelegere, dar și inițiativă, inspirație. Ce frumos! Clarificăm luna. Lumea! Pentru raci. Și răcușoare! Evident. Interesant, vedeți, avem atâția șerpi aici. Aici parcă este un șarpe. Un șarpe, da? Trebuie să schimbați. Trebuie să schimbați pielea. Să începeți un nou ciclu. Ia uite. Renunțați, domnule, la griji. Grijile astea sunt niște vieri mentali. Îmi place, chiar așa și este. Cine a făcut această imagine foarte inspirată a fost ca și artist. Niște vieri mentali sunt acele griji. Prea mult stres. Încheiați acest stres, că nu vă aduce nimic. Nu mai ascultați radio, televizorul, tot ce s-a auzit în mass media, nu mai ascultați. Izolați-vă un pic și căutați-vă lumina. Lumina acolo în spatele, într-adevăr, în spatele zidurilor, că voi aveți un zid mare, știm bine, e o carcasă mare, tare, există lumină, există pasiune, există speranță. Există o cupă, interesant, o cupă cu flacără în ea, adică și dragoste și pasiune, interesant. Dar puneți-o deasupra, că degeaba o ține sub carcasă sau în spatele zidurilor, da? Puneți-o deasupra, pentru că lumina trebuie să radieze, da? Clarificăm doi de spade. Asta e. Ce? Blocați fricile și oferiți reciprocitate cuiva. Vă echilibrați viața sau primiți reciprocitate. Sau primiți ajutor. Poate să fie și financiar, poate să fie o susținere din partea cuiva. Iar temperanța. Asta, dacă manifestați temperanță, vindecare, creștere spirituală, comunicarea cu spiritele și cu Duhul Sfânt, marele preot, probabil care legătură, vreau să zic, spânzuratul, da? Spânzuratul și temperanța, ambele cărți spirituale.
clarificăm nebunul. Oh, trebuie să schimb chestia. Clarificăm nebunul pentru un furat. Și răcușoare, evident. Și răcușoare. Oh, puișorul ăsta, mai puișor frumos. Ia, ce asta? 9 de bâte, în sfârșit. Vedeți? Aici căutați independența. Vine. Vine. O luați de la 0. Eventual cu un alt personaj independent. Dar vă regăsiți un pic stabilitatea. E un 4, dar e o fundație. Vă puneți bazele pentru un nou ciclu de viață, o nouă lume, o nouă relație. Da. E transformarea aceasta despre care am mai vorbit. Chiar de la început, da? Nouă de cupe. Unii dintre voi veți descoperi că dacă aveți credință, niciun cuvânt nu vă mai atinge. Rămân în aer. Și gândurile voastre negre, învățați să le împingeți așa energetic, să le împingeți. Nu mai vreau, pleacă gândul urât. Fugi. Sau gândurile, vorbele altora, pentru că uneori dragii mei, da, e bună meditația. Gândurile pe care ne trec prin minte nu sunt gândurile noastre. Voi știți asta? Nu știu cât știți. Nu știu. Chiar nu știu, din păcate. Aveți impresia de aia, zic, sunt viermi, energetici, mentali. Nu toate gândurile sunt ale noastre. Mai ales dacă sunteți ființe empatice, preluați la alții. De-aia nu mai ascultați toate prostiile, nici la radio, nici la televizor. Și mai ales la oamenii din jur, da? Care știți mai negativ, nu-i mai ascultați. Aici este mielul. Mielul lui Dumnezeu. Fiți inocenți, fiți curați și vă va proteja. Ah, divinitatea. Dar și voi trebuie să învățați, să respingeți, da? De 0 și 9 de monede. O luați de la 0? Cu cineva care e independent. Independentă, eventual. 2 de bâte. 2 de bâte pentru răcușor și răcușoare. Vă rog un pic mai multă credință. Se vede că nu aveți foarte multă energie și foarte multă credință. Ce asta? 10. Asta este. Foarte tare cărțile astea. Foarte tare. Foarte tare. Vi-a fost afectată până și vederea. Aceste trădări pe care le-ați experimentat v-au afectat până și vederea. Adică n-ați văzut viitorul, n-ați văzut posibilități, n-ați văzut și alte variante. Și totuși, fiți creativi. Puteți să manifestați o schimbare de energie și să treceți de toate blocajele, să rămâneți în picioare, în pufida greutăților prin care ați trecut. Mai dăm o carte pentru 2 de bâte. Dăm o carte. Ah, sunt multe. Și după ce termin netalarea voastră, mă duc să am grijă de Neruța, cățelușa pe care am operat-o, am salvat-o, știți? Magicia pe care l-am văzut mai devreme, asta este, măi. Păi, ce faceți? Lăsați-o mama măsii de trădări. Te aducă-se. Poate întâmplător e fi cineva cu marcaj în zodia Taurului sau cineva cu marcaj în semn de pământ. Neapărat Taur. Sau cineva încornorat. Poate unora vi s-au pus coarne. Multe variante. Trădări sunt multe și nu e obligatoriu să fie în amor, poate să fie și în familie și la locul de muncă. Familie, vreau să zic rude. 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 Chiar foarte apropiate. Sunt oameni foarte apropiați care ne pot trăda. Așadar, dragii mei, ce vreți să fiți? Aici sau aici? Magicianu, mi-e plac magicienii. Și marile preotese. Așadar, sunteți cu mine? Hai, în grupul meu. Fiți magicieni în vieții voastre. Dar manifestați activ. Că 2 de bâte manifestă.
pune energie. Cu o bâtă îi pune la punct pe cei pe care ea sau blochează energetic. E un blocaj energetic. Da? Și cu o bâtă se sprijină pentru această alegere. Manifest calea mea. Ia uite, îndrăgostiții, alegeri importante în dragoste, patru de bâte, ia uite, justiția, se echilibrează, ia uite, justiția și are în spate, justiția, șapte de spade, minciuni, se face dreptate într-o situație în care a fost nedreptate. Poate unii vă separați, divorțați, ca să fiți cu sufletul vostru perechi cu flacăra voastră geamănă. Ce frumos! Și iar văd un unghi. Șase de cupe. Se cărțile astea? Am zis, e prima oară când le folosesc, de fapt acum e a doua oară, dar mi se par chiar foarte mai faine. Uneori mi se par mai faine decât celelalte. Dar uite, justiția, interesant cum a revenit. Șase de cupe și justiția. Pentru unii se face dreptate prin întâlnirea cu un suflet pereche. V-am zis, cu care ați crescut, aveți niște rădăcini profunde, profunde, poate să fie flacără, geamănă. Pentru unii. Așa simt nevoia să zic, așa zic, dar nu pentru toată lumea, însă poate să fie și o împăcare în justiție, în tribunal. În ce sens? Împărțiți lucrurile de comun acord, ar putea să fie pentru unii, așa simt, deși ar trebui să mai trag încă o carte ca să fie sigură treaba, dar vedeți, pentru unii e posibil, dacă aveți niște chestiuni în tribunal, să se împartă amiabil, da? Dar, în plus, pentru alții, se face dreptate. Pentru unii dintre voi aveți un contract cu un suflet pereche care vine din alte vieți, vine pentru voi ca să creșteți împreună. Interesant. Ăsta e contractul. Să fiți puternici împreună. După o perioadă de așteptări, de sacrificii și în partea voastră și în partea lor. Da. De regrete. Iar căluțul ăsta. Da? Ce diferență e între cel care puteți să fiți, acesta, liberi puteți să fiți. Și în primul rând, libertatea vă dă felul în care gândiți. Voi trebuie să gândiți independent de alții. Aici cineva vă învață multe. Gândirea trebuie să fie autonomă, da? Ca să puteți manifesta libertate. Aici nu e. Aici este gândire depresivă. Pe mine nimeni nu mă iubește. M-a uitat. Eu nu am un suflet pereche. Destinul nu mă simpatizează. Am pierdut ocazia, asta e. Da? Chestiuni de genul acesta. Poate că vă este dor de cineva. Dar asta nu înseamnă, dacă vă e dor, pe duceți-vă, nu? Așadar, am zis că așa erau cărțile, să nu le zăpăcesc. Există cineva puternic în preajma voastră care vă susține. Am zis, să știți, dragii mei, chiar dacă nu vă întâlniți cu flacăra geamănă, dacă flacăra geamănă crește, crește și voi. Din acest motiv, eu de mult timp fac lucrarea personală în ideea că dacă flacăra mea geamănă nu s-a trezit, măcar creșterea mea îl aduce mai aproape de trezire. Eu asta am considerat ca o motivație foarte importantă în investiția pentru creșterea mea spirituală. Am împărtășit-o. V-am împărtășit motivațiile mele. Clarificăm steaua pentru răcușor și răcușoare. Alegeți steaua, patru de spate. Ah, ce frumos, doi de cupe, temperanța, vindecarea și regina de cupe, da. Pentru unii, probabil că trebuie să mai așteptați în septembrie până să
manifestați ceva concret. Asta veți trăi și veți vedea ce înseamnă cel concret. Dar văd acest suflet pereche care este în subtil, în penumbră, în preajma voastră, da? Care vă susține cu dragoste și vă ajută în această schimbare de energie pe care trebuie să o manifestați anul acesta. De ce zic? Pentru că toate cele trei cărți arată mai degrabă un echilibru personal care trebuie manifestat, iar încrederea, credința. Să aveți ochiul al treilea ochi deschis. Asta l-aveți doar dacă reușiți să uniți experiențele pe care le-ați avut, să le fuzionați într-o entitate echilibrată. Să nu vă considerați nici prea spre sus, nici prea jos, da? Să fiți în echilibru. Să manifestați și masculinul și divinul din voi. Ca să puteți să zburați în lumină. Toate cele trei îmi arată nevoia de echilibru, de vindecare, de credință în septembrie. Să nu vă simți singuri. Vă vindecați de eventual de cei care v-au jonglat, de cei care au încercat să care nu au oferit exclusivitate, nu v-au oferit exclusivitate, poate. Dar în împlinirea destinului vostru mai aveți o perioadă în care trebuie să interesant, este ce este? Este ar putea să fie postul Mariei, Sfântei Marii în acea perioadă. Și asta să vă ajute. În această perioadă, august-septembrie, postul Sfintei Mariei. Pentru că văd o protecție divină, dar asta o aveți dacă vă mențineți credința și echilibru. Și dacă vă rugați. Clarificăm judecata. Interesant. Judecata, regele de spade și temperanță. Vă vindecați de o persoană poate prea dură. Pe de o parte. Dacă ați avut în preajmă un rege, da, poate să fie tată, profesor, rege de monede, rege de spade, o persoană prea pragmatică, poate este o latură a voastră, prea pragmatică, prea rațională, renașteți, o vindecați și renașteți. Numai în aripate aveți aici. Înțelegeți că nu puteți să zburați doar cu rațiunea, trebuie să aveți și simțire, da? Sunt cele două aspecte ale creierului nostru, drept și stâng, rațional, logic și creativ, intuitiv, să zic. Trebuie să le aveați pe amândouă ca să puteți să zburați. Și pentru asta trebuie să aveți răbdare în continuare să vă vindecați, pentru că aveți, asta e. Posibil, comunicarea cu cineva, cu îngerii în mod special, cu un ghid spiritual, vă poate aduce sau vă poate susține în această transformare, renașterea voastră. Și această renaștere vă va aduce și fericirea, și stabilitatea, și persoana loială lângă voi, în timp. Într-o zonă necunoscutului, a nemanifestatului, dar deocamdată voi trebuie să comunicați cu cine vă inspiră lumină, vă inspiră credință, vă inspiră pasiune. Vă echilibrează, am zis. Trebuie să judecați în echilibru. Trebuie să judecați în echilibru. Repet, nu doar rațiune, și altele trebuie folosite.
Clarificăm turnul, interesant. Clarificăm turnul. Clarificăm turnul pentru raci. Nouă de cupe, ce frumos! Aici este trezirea. Pentru că ați toți lucra, veți lucra, am zis, există cineva care e alături și vă susține în această lucrare. Voi ziceți că ați lucrat. Poate voi ajutați pe cei care... Ce, dacă sunteți unii la un anumit nivel, îi puteți ajuta pe ceilalți. Dacă voi știți că aveți niște depresii și niște... Și da, nu trebuie să-mi spuneți mie, da. Voi vorbiți cu voi în fața oglinței și în fața lui Dumnezeu, da? Aici este trezirea. Ce vă poate aduce dragostea față de voi? Atât Marea Preoteasă cu Regina de Băte, pe care am văzut mai devreme. Și Regina de Monede, da? Perechea voastră divină sau varianta voastră evoluată, doamnelor. Stabile, pasionale și intuitive. Asta înseamnă. Dacă vă iubiți. N-a mai fost nevoie de Regina de Cupe pentru că e aici, 9 de cupe, da? Asta este. Aveți stabilitate, aveți intuiție, aveți pasiune, sunteți protectoare cu ceea ce creați. Sunteți protectoare cu oamenii din jurul vostru și ființele din jurul vostru și sunteți conștiente că lumea pe care o trăiți este în mâinile voastre. Frumos mesaj. Clarificăm 4 de cupe. Cu alte cuvinte, încheiați o lume în care v-ați considerat și majoritatea oamenilor, așa majoritatea gândește așa. Că ei fac parte din lume, dar lumea e de fapt în mâinile lor. Am amestecat cărțile. Lumea e în mâinile noastre. 4 de monede. Fundația pe care o creați. În decembrie. Rămâne de văzut cum va fi Crăciunul, dacă va mai fi Crăciun în decembrie. Totor. Asta înseamnă valetul de bâte. Există cineva cu numele Petruța. Ce mai văd? C. S. Silvia. Eu știu, căutați nume cu S. Așa simte acum nevoie să zic. Cu C. Carmen. Am dat un exemplu. Voi știți ce alte nume mai sunt cu C. Cerasela. C. P. S. P de la Petru sau ce mai e nume cu P? Pavel. Paul. Paula. S am zis. În fine, o să mai iau o carte. Vreau să știu despre ce comunica. Se schimbă energia. Ieșiți din... Da, uite, interesant. Se manifestă acea dragoste pe care am văzut-o. Începe să se manifeste după multe conflicte, dragostea aceasta. Dar hai să vedem cum se manifestă. Pentru că ține,
Cineva ține foarte mult la voi și voi țineți la ei, dar hai să mai dăm o carte. Amândoi țineți unul la celălalt. Vă înfășurați energetic unul în jurul celuilalt. Ce e aici? Mama de monede invers. Încă nu aveți stabilitate în această nouă direcție, în această, iată și regele de monede. Ops! Pentru unii, mama de monede îmi sugerează invers, o energie karmică. Mama voastră, mama copiilor, care încă ține la o fundație veche, eventual ține la acele tradiții, la acel fel învechit de a fi, la karmă, și eventual ar putea să folosească copilul, dacă aveți un copil, ar putea să folosească un copil, dacă sunteți soți. Da. Hai, mai dăm o carte interesantă. Un mesaj pentru cineva. Îmi dăm o carte. Da, trebuie să încheiați acești 10 de spade. Da, 10 de spade, clar. Dacă știți că aveți. O energie karmică. Nu simuzai. Nu vreau să dau zodii. Dar e o energie karmică, prea materialistă, care v-a folosit ori pe cale sexuală, ori printr-un copil, a încercat să țină la voi, să vă țină legați în această karmă, încheiați acest ciclu. Și pentru mine, regina de monede înseamnă și zodia Capricornului, nu doar pentru mine, și pentru alții, poate să fie orice alt semn de pământ, de aer, vă și un pic de foc. Poate, literele pe care le-am spus au legătură cu acest personaj. Văd și un A și un X. Mai nu. Poate să fie personaj cu nume străin, cu X. În general grec. În fine, niște mesaje. Se sparge oglinda. S-a încheiat karma. Asta e. Se încheie până la urmă. Greu. Probabil că e o poveste mai... Da. Interesant, aici aveți 10 de spade și 10 de bute. Da. Vă eliberați. De acest personaj v-a consumat energia. V-a consumat energia. Vedeți? Și urmează un nou munte. Dar aici muntele nu mai e negru. Aveți nu știu câte cărări față de nu muntele negru cu care începeți. Multe cărări prin care vă puteți reconstrui. Dar mai dăm o carte totuși. Acum se consumă ei. Pentru că voi nu mai faceți parte din karmă. S-a spart oglinda. Spargeți oglinda aceasta. Avem o carte pentru decembrie. Pentru raci. Extraordinar. 10 de cupe. Da. Da. Ei se simt părăsiți acum că voi manifestați 9 și 10 dragoste. Cu sufletul pereche. E breajma voastră, sufletul pereche. Și nu apare pentru că probabil trebuie să stea mai în penumbră. Din multe motive. Dar ei acolo l-ați văzut, a apărut. Vă ghidează. Vă e? Nu că vă ghidează, vă e alături. Da.
Asta e. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Sper că v-a plăcut flacăra, e cam mică, dar încă este. Așadar, rugați-vă ca să căpătați încredere în voi și să vă refaceți credința. Pa, pa, vă pup, inimioară!